Salut, fratelor, eu sunt George și astăzi am să fac un nam-nam. Cu toate că am zis că astăzi nu postez, am zis că fac o excepție. Că am să postez ca așa am vrut și vreau să fac și o excepție. Cu toate că mâine dau teză la matematică și trebuie să stau să-mi învăț. Dar mi-am învățat cât de cât așa. The basic. Bun. Am aici. N-am fost corigent la vreo materie. N-am fost niciodată la nicio materie. Și sper să nu fiu. Pentru că mă zic că dacă ești corigent, e rău, dai două examene, un oral și unul înscris, adică oral din ca și când te-ar asculta și scris ca și când ne dau un test. Dar mai rău. Așa. N-am bătut pe cineva vreodată. M-am bătut de multe ori, dar eu de obicei nu mă bat cu așa fără motiv. Gen, dacă am motiv bun să mă bat, mă bat, frate, vrei să ne bate? Bine să ne batem, dar dai tu prima lovitură, cam așa e. Că dacă dau eu prima lovitură, eu pic de fraier. Am chiuliți de la ore. Dacă stau să mă gândesc că am chiuliți de vreo câteva ore de la ora de sport, atât. Dar mai mult am chiuliți că ori mă enerva profesorul de sport și nu... Dar, de exemplu, să zicem, s-a întâmplat o dată că mi era foarte rău și dacă făceam sport, vomitam pe loc. Cam așa. Și ce credeți, frate? Profesorul ăsta, dă-i, dar ce ai, că dacă nu faci, dacă nu intri în sală, te pun la sânt, îți dau trei, te las cu gen. Ăsta nu-l prea e în serios. Ce-ai, gen, nu pot, domne, să fac sport, nu pot, mi-e rău. Ce-ai, că nu, că intri în sală, intră. Așa, obligă fost de era ceva gen. Cred că mă omor. Bine, nu chiar că așa. Ceva de genul, că... nu. Și de fiecare dată când... ori că nu puteam să fac sport, că... ori mă accidentam la mână, cum a fost când... am crezut că m-am rupt degetul, dar de fapt eram mușchiul strivit. Așa mă mai doar un pic când fac așa, că nu sunt prea de mult. Am vreo două săptămâni, o săptămână. Și da, așa s-a întâmplat. Așa, am dat rectorii la profesori. Da. N-am și nici nu cred că o să fac chestia asta vreodată, dar dacă e să se întâmple, vis pe fază. N-am plâns la o comedie. Cum să plângi la comedie? Cum să plângi la comedie? N-ai cum! N-am! N-ai că-mi place. Acum să relatez la filme. N-am râs când a murit Jack din Titanic. Asta mi-a scris un prieten. N-am! Dar nu vă gândiți că am plâns! Nici n-am plâns, nici n-am râs, era ceva de genul. N-am înjurat un profesor la acesta, m-am auzit. De obicei nu prea înjur profesorii, dar... când îmi mai zic, bă, dar prostii profesorul ăsta e nebun, nu știu, așa zic în minte. Și bine, în pauză mai zic, când știu că nu mă aude nimeni, că sunt în curtea școlii. Da. Și acum, pentru... stați așa. Q&A, fac și Q&A, azi am uitat. Câți ani ai? 14, am și buletinul, nu vi-l arăt că-s date personale pe el. Unde stai? Ăștia sunt de personale, nu le zic. Dar vă zic doar atât. Turnul roșu. Să văd eu.
Așa. Le face provocări nebune. Bă, m-am gândit că fac niște provocări nebune, dar le-aș face într-un fel încât să nu mi-afecteze sănătatea. Pentru că nu vreau să ajungă undeva foarte departe, că după aia... Ce ori mai primiți voi filmulețe? Urăști Paștele? Bă, eu n-am treabă cu sărbătorile. Nici că le urăsc, nici că le iubesc. Sunt sărbători. Cu toate că îmi place Crăciunul. Cred că le place la toată lumea. Aproape. Că mai sunt și care nu le placă, nu au chestii de genul. Cu cât ai terminat media anul trecut? 8,15 și am fost într-o vacanță la Maramureș. A fost frumos și drept. Până la câți abonați crezi că vei ajunge? La câți mai mulți? Da, cam atât a fost și cu aceste Q&A /am, cum vreți voi să-i spuneți. Eu am fost George și cam atât.